Județul Mehedinți este un șantier în lucru și asta datorită implicării președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. Astăzi s-a făcut recepția la finalizarea lucrărilor pe drumul județean 562A de-a lungul comunei Rogova. Este o lucrare de care beneficiază locuitorii din comuna Rogova, dar și cei care circulă către Livezile până în DN6. Lucrări ample de modernizare și reabilitare a infrastructurii rutiere au avut loc în ultimii ani în comuna Rogova. Prin implicarea președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, și al administrației locale, nivelul de trai al cetățenilor de aici s-a îmbunătățit semnificativ. Suntem pe un tronson al drumului județean 562A, care pleacă din Rogova de la intersecția cu drumul național, traversează Rogova, satele din Livezile, satul Bistrița, care aparține de Hinova și merge până în DN6. După ce în anii trecuți, în trei rânduri, am terminat de asfaltat tronsoanele de drum de la Ștefanu Dobleja până la Bistrița, care nu erau asfaltate și în fiecare an aveam probleme, că era primăvară, că era toamnă, că era iarnă la dezăpezire, le-am asfaltat pe astea, acum a venit timpul să reabilităm acest tronson de 1 km în comuna Rogova, iar astăzi am făcut recepția la terminarea lucrării. S-a scos asfaltul vechi, s-a lucrat de bună calitate. Sunt convins că va avea o durată de viață destul de lungă acest drum și mă bucur că și oamenii sunt foarte mulțumiți de modul în care s-a lucrat. S-a lucrat și repede, s-a lucrat și bine și schimbă fața localității. Lucrări din astea vom face în continuare și în celelalte localități. Opțiunea noastră numărul 1 este ca pe acest tronson de la ieșire din Rogova până sus în Plai să obținem fonduri europene ca să reabilităm complet acest tronson de drum județean. Dacă nu, din fonduri ale bugetului județului vom face ceea ce am făcut și aici. Vam Vucostinel este unul dintre cei mai gospodari primari din județul Mehedinți. Drumul până acum a fost făcut varză. Adică nu se putea circula pe el, de 25 de ani nu s-a făcut nicio reabilitare. Acum când vorbim și când suntem pe el, e ce trebuie. Adică cu ajutorul președintelui Consiliului Județean și cu sprijinul nostru, drumul este ce trebuie. Adică cetățenii sunt foarte încântați de drumul ăsta care s-a făcut de la intersecție până la ieșire din comuna Rogova. După mai bine de 20 de ani de așteptare, gropile, noroiul și praful vor rămâne doar o amintire pentru locuitorii din această zonă. Este bine de circulat, e plăcut și este modern. Cum era înainte? Era cu mai multe denivelări, cu desăuzasă. Circulația pe acest tronson este foarte aglomerată. Foarte bun. Și frumos, și aspectos, și bun. S-a frezat asfaltul existent, s-a pus strat de piatră, stratul de binderi și apoi uzura. S-au realizat 10 legături cu drumurile laterale, 75 de accese la proprietăți, s-au curățat șanțurile și s-au realizat marcajele longitudinale și s-au montat indicatoarele de circulație. Aladin Georgescu, șeful administrației județene, a dovedit în ultimii ani că se pot face lucruri frumoase pentru cetățeni cu implicare și dăruire, dar și foarte multă muncă.